Vizita în altra sfinției sale, Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, a continuat în localitatea Sân Mihai, unde împreună cu episcopul Nicanor de Banat a oficiat Sfânta Liturghie cu prilejul sărbătoririi tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Iar ieri, pentru credincioși și sârbi, a fost adormirea Maicii Domnului. Deci astăzi aici, practic, a fost o prelungire a sărbătorii de ieri, unde am slujit cu Vladica Nicanor în partea aceasta, ceea ce arată că în Hristos putem fi împreună. Danas je radost naša što smo ovdje u Lokvama, u hramu Svetoga Arhangela Mihaila i Gavrila, sa braćom Rumunima, jer ovdje u Banatu kod nas zaista vrlo su lepi odnosi i crkvenii, hrișcianskii, ljudskii. A fost o mare bucurie pentru noi credincioși în această parohie și nu numai, deoarece am putea spune că ceea ce s-a săvârșit astăzi a fost o premieră, slujirea împreună a unui mitropolit al Timișoarei, împreună cu un episcop sârb de Vârșeț. De aceea mulțumim lui Dumnezeu și ne dăjduim să viețuim, ca și până acum, pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, așa cum a amintit în alt preasfințitul și preasfințitul, în bună înțelegere și frățietate. A fost o întâlnire reușită de care s-au bucurat enoriașii și toți cei prezenți la eveniment.